mâine pleacă în Grecia. Așa miroasa primăvară, știi? Ce faci acolo? Am călcat cu piciorul în apă care clocote. Ești încă... la mama ta de la nuntă. Da. Ieși afară, ieși, fâși, fâși. Ultima cină. Cavritiu a fumat. Cu un kilogram pot să mă iau, pe mană dulceața asta. 5 grade afară. Salutare la toți. Azi vrem să ducem până la bunica, dacă Alex tot e în vacanță încă. Și am trecut pe la librărie să luăm cărți. Alex, citească. Oho! Salut! Așa de mari cărți? Da, învață școala bine rău prima parte și a doua parte. Este acolo până la 5. Adică este până la 6, doar că ele au fost în engleză și au fost tradus în română. Și așa asta se traduce. Super! Așa că ați citesc prima, a doua și dacă să-mi placă, ați citesc a treia, a patra și a cincea. Nu le-am luat toate. Că nu știi dacă o să-i placă, o spus că o colegă eu spus că e plăcut. Groasă! Câtă cum? Da, trebuie să fie vreo 300 de pagini. 500? Și încă și-o luat iar și-o găsit de cine acolo tu citești? El are vreo 5 cărți citești. Le-a dat lui Sofia. Îi schimbă cu cărțile ca să nu cumpere. Super, bravo! Ia ca la țară e smerg și aici citești, că nu cred să fie gherișori acolo, da. Și burează, cum ne-am pornit noi din casă, așa da. Cât o leacă burează. Ploița pic, pic, pic. Trecem să o luăm și pe mama. Mama s-a dus la ultimul pasaj azi, ultima vizită. Pentru că mâine last day. Mama mâine pleacă în Grecia. Ca nu este, nu a stat niciodată mama. Da. Arianu a spus că bunica mai stai încă 100, așa spune ieri. Cât vreo 3 luni undeva au stat, da. O lună s-a îmbolnăvit, o lună și era bolnavă și de asta n-am înțeles noi. A stat mama așa mult. E niciodată nu a stat în martie, niciodată. Și gata, se duce bunica mâine. Salut, mam. Salut. Cum masaj? Foarte bine. Ca ultimul, da? Ultimul a fost cel mai bun sau primul a fost cel mai bun? Toate au fost foarte bune. Asta tot? Da. Asta mă chinui. Așa miroasa primăvară, știi? A primăvară, da. Dai frig. Dai frig și plouă. A început ploița. Frumoasă, foarte, am venit doar la țar și-n gloada. Da. Ploiță. Ploiță, ploiță. Salut, bunica. Ce faci acolo? Și porăiești, dă-mi faci. Și asta. Da. Băsmață-i de ce și am adus? Anșele de ou? Da, da. Înșeți mai gine? N-am durele și ele care le-am avut. Da? Mai gine? Mai gine. Mai gine? Mai gine. Nu mă deam dacă șed. Cu mulți întreabă, știi, dacă a ajutat și noi zicem că mai așteptăm, să vedem. Da. Că nu-i luna. Da, nu-i luna. Nu-i luna, dar deodată este. Da, dacă este zici că mai ghini, da, înseamnă că se lucrează. Casa mare, unde a crescut Sergiu. Dar bunica așa are un coș pentru mine. Stai că nu știu care. Și mama îi dă așa? Nu, mama de vale are, în frigiderul și-al lău. Ah, mama să iei în Grecia cu coș, dă-i și lui Tania, cu lui Aliona, să fac o zamă, e toate împreună. E jâncuța aici. Am dormit, aștept. Am dormit și toți, da, când eram mici, că dormeam aici. Toți verișorii, că țin minte, Irina, Cristina, eu cu Aliona, sormea, și bunica și Tania dormeam aici. E ca cu capul acolo și cu picioarele acolo, picioarele pe sobă, călduț. Așa s-a micșorat parcă lejanca. Tu ai crescut. Îmi pare așa de mare lejanca asta înainte. Și e ca pe plita s-o dată am călcat cu piciorul în apă care clocote, ne-am mars piciorul. Da. Amintiri?
Mama a spus că și de așa toată noaptea cu piciorul într-o caldare rece și numai acum se încălzea o lea capa, tu prijești. Da, și era însărcinat cu soarta. Dacă închipuiți, eu 5 anișoari cu apă clocotit. Super. Bunica a spus că nu mai tai nici găini, nici cucoș, că de-am vine Paștele și hramă. Așa asta e casa cea mare. Așa tot am dormit, zi-mi? Da. Într-o zi la frate. Casa așa e mare, nu ni spărei și apalat așa. Când eram mițitei, când eram copii. Da, mai și de mai trec ani. Așa că părea că e mare, mare. Da, e casa e tante Valea, e că aici e mama, mama mea. Cine vrea să vadă fată mare pe mama mea? Că așa copil era, dar aici e ca mai mare. E ca sora mea, tata cu mama, Vania. Aici e servant, uitați-vă. Este la încă, mama ta de la nuntă. Da, dar încă erau păhărele ca peștișori, știi? Ia da, ectăiți. Ia că asta la țară, la toți, în servant trebuie să fie așa. Dar numai la țară și la mine era acasă, la Chișinău. Măi, dar și... Nu știu ce-a fost așa. Ui, ce de interesant. Țăică. Țăică bine de acasă. Dar e interesant, e că pui gura așa, cic. Da, știi? Da, da. Dar interesant. Nici mari, nici mici. Ia așa ce e. Asta era la modă. Ia și interesantă este. Așa este frumos. Yes. Ulcio roșu, da, da. Mm-hmm. Trebuie să întrebăm bunica și ne dă la vilă. Trebuia să pentru filmări și iau și lepidele astea. Da, tare. Dar lepidele astea ce înseamnă? Nu știu. Decor? E din set, în fel, da, decor. Că ia ca păhăruțele sunt și ulcioru. Mm-hmm. Foarte tare frumos. Amintiri frumoase. Închidem servantul. Da. Nu văd bunica Vlad aici la servant. Așa de sub e beșu. Scările astea tot îmi pareau așa de mari. Și frumos de pe de la bunica aici. Și toloașele, da. Ia ce frumos vede. Acum copacii sunt fără frunze, știi ce se vede, dar când tot e înflorit așa nu, nu prea se vede. Dar e frumos. Pisica, ieși afară. Ieși, fuși, fuși. Bună ziua, tante Valea. Tante Valea iară face masă. Da, Doamne, să ajungem să ne vedem și la sfârșit, dar... Dar trebuie să-l încheiem și pe asta. Trebuie să-l încheiem așa, să zâmbăm la masă. Alex, știește-mi mașină. Popienșe, sunt foarte gustoase cu șapa asta. Și mai le din corne. Da, și asta e vânătă. Vânătă. He, he, he. Azi e altă mâncare, vezi? Alt meniu. Alt meniu. Alt meniu chiar rășturi. Și patologele murate. Faci rășturi în toată ziua. Numai că-i mine soara. Bunica, bretonul să-l faci. Să ajungi cu tine și... Transmite la ceilalți. Salutări. Tania, săracaia, că... Mulțumesc. Să mulțumim de... Contribuială de... Și voi știți sănătoși, să rămâneți sănătoși, cu sănătate. Tata viitoare când ați vin, mama asâmbli... Sfugă prin grădină. Sfugă prin grădină. Am fugit prin grădină. Prin grădină. Hai, la revedere. Rămâneți sănătoși. Să ne vedem, să ne mai vedem cu Ieni, cu Pașii. Să ne vedem. Data viitoare? Data viitoare? Să iei până la greșe. Data viitoare? Ar fi bucuros așa. Alegi la poartă, când vezi că vin țup, țup, țup. E un frig afară. Din alt foarte sec, din alt. Așa de gustos. Da, chiar și nemurat. Eu așa că nemurat. Irina atunci când a făcut, da, tot da, nemurat. Da. Eu nu l-am murat, cred. Tot așa de gustos a fost. Alex, deja în mașină citește. Da, da. Merge cititul. Parcă n-o crescut aici, nu știu. Da, nu. Și cine? Am citit 50 de poezii. Da? Bravo. Deja mâine să citesc până la 100, așa că 50. 50 de pagini pe zi, da? Da. Salut, Arianci. Am luat o șperenă de la grădini. Ce e asta? Zile de naștere.
Ai văzut de din naștere? Și am uitat de cadou, trebuie să luăm cadou. String art kit, aha. Ia, dar nu știu cum să fac. Ia că o să vedem acasă. Foarte mai departe. Da? Și mai ultima. 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 Are fixuri. Wow, super. E, pentru wow. Școală le păstrez bine? Eu da? Tot vreau fixuri. În clasa wow. întâi, da? Bine? Gat, mergem acasă. A, nu, mergem să-și ai rămas bun mama cu cuscra? Da. Cuscra, da. Și pe urmă, acasă, da? Da. Să vedem ce face Mia. Alex, despachetează cărțile, da? Da. Trei părți, ai spus, da? Ariancic, salut. Tu ce mănânci? Cărtaș. Cărtaș. E gustos? Da, și lui tata o bucățică. Și, dă o bucățică. Așteaptă. Facem baba? Dar tu ți-ai spălat mâinile? Am fost. Au votat? De asta, lui tata își duci să spală mâinile. Avem, bă. Spălăm. Deci, mama, ce o să ia în Grecia? Ciocolate, bucurie! A, cumpărăturile? Da. Ciocolățelii, mm-hmm. Sunt foarte comode în pliculețele astea, că le dai așa ca un prezent. În cutii și se transportă mai greu și se boțește, da, așa și... Napolitanii, ceai negru și covrigiolate. Da, super. De asta îți doriți în Grecia, că acolo nu e așa ceva. Și niște scrumbiște. Cristina a sopca de babă neagră. Să plece în Grecia. În Grecia, așa să mâncăm și noi. Și așa să iei mama și în Grecia. Dacă as în capul, pentru că cu coșe, iepurile și scrumbia, deam 10 kg. Ai asta n-am gândit eu, tău. Ciocolată. Aia este pețița mele, da? Da. Pețița mele, mă. Pețița mele, mă. Lași-te-ți hainele aici și gata. Da, și așa nu știu multe haine, și așa îți lasă multe hainele. Aici am... Și am luat mama scrumbii afumată și am văzut și moaivă, dar nu se spune moaivă. Ia, știi cum se spune? Nu, stai că ați în minte? Cu că? Peritiu. Nu, ca... Cavritiu afumat? Capelin. Capelin, da. Hei. Alex, ai trecut tu la curtuș? Da. Noi luăm unul și ne săturăm. Dacă luăm mai mult, rămâne. Așa? O, și am spus lui Sergiu cât fac eu baba aici, m-am pregătit, ne-am gătit și 10 ouă. Sunt curățândă și nici. S-a pus, văd și o bere. Și de mult n-ai băut o bere. Da, facem așa. Vă facem poftă acuși. Scoatem ca asta și asta. Operația I. Și ca așa aici, cic. Cic, cic. Ia în gustul vieții proaspăt. Tante a spus că e proaspăt. Nu știu. Mamă, vin și mănânc. Vrei? Mai vă. Mama, gata. Stresul ăsta care l-avem la bagaj. Să gândești. 13 și 7, 20 și cu 10, 30. Oh my God. Și nu încap să și... Stai, dar paia și e de cadă. 23 cu 8, 31. Și? Încă un kilogram pot să mă iau, dar mă duc ceața asta. Sau leșul cu... La dânsă ei în șoc! Fix așa. Sau leșul cu coș. Coșul nu-l lăs. Este seara. Și bunica face așa valiza. Și nu iese. Nu iese. Le-am cântărit. Și va trebui scot. Mâncare ori haine și scoți? Mă gândesc. Ai doi cocoș, un iepuri, dulciuri și haine, da? Da. Și cu miez de nuc. Cocoșul e gustos, miezul de nuc e gustos, și nu în Grecia. Foarte scump acolo. Da. Bumbanii moldovenești tot nus. Da. Haine, las haine. Da n-am mult haine. Fără că sunt multe. Ia uite de haine și am aici. Da, dulciuri... Ai, și am răsărit. Zic să lăsă iepurile. Iepurile.
Iepuri sunt și în Grecia, nu? Da, dulciuri sunt 7 kg dulciuri numai, da? Poate prea mult dulci? Da, păi am acolo... Știu că la mult trebuie să dai, dar da, pă, ceva trebuie să le ieși. Am cui, da. Nu știu. Ceva trebuie să las. Mămica Coreana fac aici... Ce e asta, mămica? Balena. Balena? Da, trebuie să primesc așa. Păi asta haotic, Cristian. Haotic, spune, știi? Ața. Cic, 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 cic. Haotic, dar are ochi, are, înțelegi? Are ochi? Da, trebuie să-i facem ochi, gura. Nu e gura, nu? Da, doar ochi, da. Păi ochi e ca doar acestea trei, da. Le faci da. Cu negru și capă, da? Dar de ce avem mutație că avem trei ochi? Păi ochi haotic a să facem. Păi așa spune, Ariana, nu poate spune bucățic de ață, au pus așa trei gemuri de astea. Faci așa pe urma pie așa leacă, știi? Și deasupra iar da, faci, da, da. Faci zigzag și tot așa. Nu poți faci zigzag și să mai faci, adică nu-i că gata. The next day. Și a venit ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Are you ready? Yes. Yes. Și timpul plouă afară. Timpul ține cu dânsa pentru că a să duc acolo și a să bucuri că acolo e soare. Da, acolo de-am trebuit să fie caldă. N-a să-i pare rău că a plecat, știi? Da. Dacă era soare și așa bine, apoi avea să-i pare rău că s-a dus. Da, da așa? Da, așa. Cu ultimele două zile au fost că am pus-o mărâie. Afară e frig și plouă. Și un vânt. Oh! Alexune, ești gata? Da. Am învelit. Of! Și valițele. Mama a pus aici fix 23 de kg. Hai, Alexune. Aici fix 8. Fix 8. Toate cu Black și din partea lui Alex a pus aici ca Black Pink stickere. Cum? Roze? Roze, da, că să nu le încurcurile. Să nu le încurci bunica și să aibă și amintire, da, ce? Nu e părut rău de autocolant pentru mine. Nici pentru bunica. Băi, ține, ține, ține. 5 grade afară. Diu-diu? Diu-diu-co? La Grecia cât? Ne-a uitat? Trebuie să fie vreo 20. 17, 17, 17, 17, 20. Până la 20. O să-ți calză mare. Ducem și la parcare, să ne parcăm, să petrece pe bunica până înăuntru. Dacă ați găsit parcare. Mama, normal. Permit, dar pe eu și pe sora am întâlnit-o și pe mama când am întâlnit-o. Ei, noi de mult, am trecut doar n-am putut. Da, că deja stau și la cafele sus. Pe acolo este duș, dar trebuie întâi să faci îmbarcarea, da? Da, da. Hai să vedem unde e check-in-ul, gate-ul. Păi aici e... Aici sunt plecările, Ciunea. Noi am venit la sosiri, în partea cealaltă. Am, e aici. Și frumos aici. Mama, i-am pus biletele online, dar am vrut să le printez. Și le-am printat și așa pe hârtie. Să vezi bine. Să vezi de departe, știi? Să arăți așa. Gata, mama a dat valize. Hai, mama, drum bun, zbor ușor. Acolo sunt trei ghișei, noi am fost la business class, era liber și ne-a chemat. Atenție, continuă înregistrarea la cursa 96. Pa, pa! Deja bunica mai departe, singura Ariana la Grede. Sper să ne revedem.
suntem mai degrabă. Zbor ușor. Mulțumesc. Ne suni când acum ajungi. Dacă tot mai avem timp, am venit cu bunica aici să bem o cafea, ceva, da, ce? Ți-i foame? Ce-i scumpușor, noi pe urmă undeva să ne ducem să mâncăm, ce? Alex zice că-i foame. Zic ca să mâncăm în altă parte, că așa-i scump. Da, ce timp afară. Timpul e numai de... de plimbat. Gata, ne ducem să petrecem pe bunica. Să-i urăm zbor ușor. Pa, pa! Pa, pa! Tu ca așa aveam, da? Hai, pa, pa! Zbor ușor. Deci îmi dică ce ori ne-am făcut, da? Păi... de acasă, le acum cresc, da, să vă. Da, bine, hai. Pa, pa! Ne vedem data viitoare. Da, da, data viitoare. Ne vedem în Greece. Da, în Greece. Sau în Greece, dacă să mergem noi, da.